Prieteni, suntem la cetatea Râșnov, dar din păcate ce văd aici nu are nicio legătură cu ce ar însemna o reconstituire după ceea ce a fost cândva. Este un chici, o urâțenie fără de margini, din păcate. Aici sunt împrejuririle. E frumos ce se vede acolo în depărtare, se vede releul de pe Coștila. Jepi mici, jepi mari probabil și undeva curcea Caraimanul în depărtare. Locul este frumos. De altfel, dar ceea ce ar vrea să fie cetatea Râșnov lasă de dorit. Chici de la un capăt la celălalt. Dar lucrarea de recondiționare este proastă. Extrem de proastă. Deocamdată tot ce vedem autentic este bucata asta de latura estică. Turnul pare a fi autentic atât cât ar însemna o dată anume reconstituire. Locul este foarte interesant din ce însemna apărarea, dar este tipic tuturor cetăților care se construiau în zone accidentate pentru a opri invazia cotropitorilor. Aici se vede un zid de apărare, interiorul. Cred că era un lăcaș de cult, după cum arată, bisericuță ceva. Aici avem istoricul acestei cetăți. Limba germană, franceză, engleză și limba română. Monumentul național este cetate medievală, premodernă, secolul XIV-XVII. Vedeți și voi aici, în continuare. Cetatea medievală a avut la început un statut privat, fiind ridicată de greavi, iasași.
Interesant. Aici sunt însoțit de un specialist în istorie medievală. Aștept concluzii vis-a-vis de teoriile nu conspirative, ci istorice. Doar dacă îți citesc. Foarte prost întreținut. Nu știm să ne prețuim bunurile materiale și imateriale. De altfel, este un edificiu frumos, extins pe suprafață destul de mare, dar uitați că nu putem intra în interior, așa că o să ne mulțumim cu ce vedem. Aici, poartă. Aici, la fel, zidurile de apărare. Da, prieteni, cam despre asta e vorba în ceea ce înseamnă cetatea Râșnov. Bineînțeles că au trântit aici un centru de informare, fața cetății arată ca naiba. Nu are nici rolul, nici rostul. Chiar ceva mai urât și mai prost inspirat n-am văzut. Ia uitați, chiar în fața cetății. Tipic românesc, da, bine, sănătate, ne auzim cu bine.